Nu trebuie să ne teme. Dacă ne teme, am pierdut viața, am pierdut existența. De ce vrăsurile voastre v-ați botezat, v-ați îmbrăcat în Hristos? Și în Hristos trebuie să trăim. Ce înseamnă Hristos? Suferința, viața, crucii. Când e vorba despre o distrugere a noastră a creștinătății, va lua singur întâi matca, va lua mănăstire. Pentru că de aici emană totul. Occidentul le-a luat icoane, a luat Sfânta Cruce, le-a luat mănăstirile și au rămas în haosul în care trăiesc. În sectarism, în budism, în hinduism, în toate influențele străine. De aceea, creștinii voastre, aveți un singur scop, să ne mântuim. Și scopul mântuirii vine din sfăduința noastră, dobândirea Harului Sfântului Duh, prin trăire și prin nevoință. E bună cultura, dar să știți că este și o foarte otrăvitoare. Nu suntem pregătiți pentru a preîntâmpina acest flagel, această iscusință drăcească care este în școala noastră, modernă. Iar și mari sfinți care au învățat în școli de păgâne, bă, nu era chiar așa de diabolic cum e viacul nostru, 20-21. Credincioșii n-au nevoie de savanți acum, e plină lumea. Au nevoie de oameni sfinți, au nevoie de trăitori, oameni care să atragă Harul Dumnezeu. Și cine a luat acum în viața noastră, ne-a luat copiii, dragii mei. Acum sunt decimați copiii ăștia și nu mai sunt. Dacă am să știu acum sunt nevoile acestea, nu, la ora actuală nu-i trebuie mai mult decât să avem, ce spuneam și mai înainte, o unitate între noi. Să ne formăm în sfârșit o legătură pe care să poată, mă rog, oarecum rezista împotriva blocul ăsta rău care vine peste noi. Deci unitate dintre noi. Și această unitate nu vine decât printr-o dragoste desăvârșită, printr-o rugăciune deplină și printr-o ascultare.